Federația Sanitas anunță că după mai multe luni de negocieri, guvernul a rezolvat printr-o ordonanță de urgență problema finanțării creșterilor salariale prevăzute de ordonanța de urgență 114 pe 2018, începând cu 1 ianuarie 2019. Deși vine cu întârziere, salutăm totuși decizia guvernului de a finanța creșterile salariale și avem speranța că unitățile sanitare vor putea astfel să deblocheze sume importante de bani, care prin redistribuire să poată readuce echilibrul financiar în sistem, spun reprezentanții Sanitas într-un comunicat de presă. Consiliul Național al Federației Sanitas din 19 februarie a decis înaintarea către guvern și celelalte instituții de resort a unui document care cuprinde 7 revendicări, fără soluționarea cărora sistemul public de sănătate va intra curând în colaps. De atunci, Federația Sanitas a încercat să atragă atenția guvernanților și a factorilor de decizie locali asupra tuturor inechităților și lacunelor legislative din sistemul de salarizare și el de finanțare a unităților sanitare. La întâlnirile din ultimele două luni, care au avut loc sub coordonarea directă a Cancelariei Primului Ministru, ne-am concentrat pe rezolvarea celor mai imperative și urgente a solicitări ale organizațiilor Sanitas afiliate la Federație și anume, asigurarea finanțărilor creșterilor salariale prin transfer de la bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate și reluarea negocierilor contractului colectiv de muncă la nivel de sector sănătate, activități sanitar-veterinare, fără a omite la niciuna dintre ședințele de lucru amintite vreuna din celelalte solicitări ale membrilor noștri, arată sursa citată. Având în vedere că acum finanțarea creșterilor salariale este legiferată, de săptămâna viitoare Sanitas se va concentra pe finalizarea negocierilor și semnarea contractului colectiv de muncă în regim de urgență, cu păstrarea clauzelor favorabile angajaților existente în vechiul contract.